Alarma s-a dat astăzi, puțin după ora 12. Un apel la 112 anunța că un autoturism care circula pe strada Ion Pilat a fost cuprins de flăcări și arde ca o torță, în pericol fiind mai multe autoturisme parcate în zonă. La fața locului s-a deplasat un echipaj din cadrul detașamentului de pompieri Botoșani cu o auto specială cu apă și spumă. Pompierii au lichidat incendiul în câteva minute, însă din autoturismul de mici dimensiuni, cu două locuri, nu a mai rămas nimic. Din fericire, tânăra care se afla la volan a reușit să se salveze la timp. Din cauza căldurii degajate, un autoturism parcat în imediata apropiere a focului a fost afectat. Pompierii botoșaneni au fost solicitați astăzi să intervină pentru a stinge un incendiu care a cuprins un autoturism. La fața locului s-a deplasat un echipaj din cadrul detașamentului de pompieri botoșani cu auto specială cu apă și spumă. La sosirea forțelor de intervenție ardea autoturismul în totalitate, precum și un alt autoturism aflat în imediata vecinătate. Incendiul a fost stins în limitele găsite de pompieri. Cel mai probabil incendiul s-a produs din cauza scurgerilor de combustibil pe galeria de evacuare a gazelor. Pompierii botoșeneni au fost solicitați și noaptea trecută să intervină pentru stingerea unui alt incendiu care a distrus 3 mașini pe strada veteranilor din municipiul Botoșani. Autoturismul de la care a pornit vâlvătaia se afla parcat în curtea unui localnic. Când au ajuns pompierii, mașina ardea în totalitate, iar alte două autoturisme erau afectate parțial. La sosirea forțelor de intervenție la fața locului, un autoturism ardea în totalitate, alte două autoturisme erau afectate de flăcări, există un pericol de propagare a incendiului la alte 9 autoturisme. Incendiul a fost stins în limitele găsite de pompieri. Deocamdată nu se știe de la ce a pornit vâlvătaia, pompierii urmând să stabilească cauza.